început. Haideți aici să se întâmple. Vreau să vă comunic că sunteți repartizați pentru grupul de lucru numărul 2, constituit din componența Dorin și Mil, sunt eu, Cristian Berlinski și Valentina Moroza. Cererea mea să fie procesată, e că de grupul perspectiv. Vă rog să vă așezați. Alexandru, da. Vă rog, trebuie să începem de la început, da? Da, da. Cererea? Să cerem demersul. O filă. O filă. Așa. Proces verbal. Proces verbal. Două file. Două file. Este? Lista membrilor care au participat la ședință. O filă. Și a fost acolo în regulament și în copie. Da. Lista membrilor grupului inițiativ. Vă rog, vă mulțumesc verificați. Noi verificăm doar 100 de persoane. 2, 3, 4, 5, 6 file. Electronic. Este. Verificați dacă se deschide, tot ok. Eu cred că se deschide. Бюллетенили membrilor grupului de inițiativă. Nu este necesar, dar dacă le-ați adus în cazul în care noi vom avea careva neclarități la datele indicate aici, o să le contrapunem cu copiile și buletinul din aici. Nu le numărăm, dar declarat 100 de pari. 100 exemplare, aici și în cerere. Este și în cerere și în ordine ca și în listă. Ok. Declarație, da. Declarația dată urmează a fi completată de către candidat în prezența comisiei de recepționare, felul ăsta se probează că candidatul cunoaște din toată imediat. Cu mare drag. Imediat. Și în mea română, dacă este necesar, noi facem teste. Exact textul respectiv, de la declarație în jos. Ok, în jos textul. Da. Îl transcrieți în... Ok, da. Următorul act, vă rugăm. Copia. Copia buletinului de inițiativă. Vă rog să vă invitați, dacă corespunde. Având în vedere că domnul director Junov este desemnat ca și conducător grupul de inițiativă, iau semnat și un demers privind desemnarea trezorierului. Și poftim... Nelly Partenco? Da. Și cu buletinul ei trezorierului tot. Da, vă rog frumos. Certificat de înregistrare. Și originalul, vă rog. La ultima ședință care am mai... Da, am avut întrebări dacă există originalul. Da, eu am văzut online. Poftim. Vă mulțumim. Eu las și... Nu, originalul nu, noi doar... Doar o vedem, o să contrapunem. Indicația și corespunde originalul. Da, am văzut. Asta vă restrim. Colegii, o să continui recepționarea de acte. Eu la urmă și am o întrevedere cu domnul ambasador. De aceea vă zic, oricum, noi o să lucrăm împreună între ei, dar o să rămână de nevoie. Mulțumim. Nu este frumos ca să întrebi pentru alt eveniment care deja am spus cum scrie. Vă doresc să mulțumim. Mulțumim. Domnul Bilet, dacă permiteți. Sunt aici că corespunde originalul.
Ați verificat? Da. Poftim, deci nu. Poftim. Și dați-mi, vă rog, statutul și originalul. Da. Ultima modificare a fost la data de 6. Este. Și până la data asta ei au cusut. Așa. La statut. A moi ei nu pot. Așa. Se verifică. Mai ușor. Ultimul schimbări din 10 mari organizatori, că nu am fost o dată de față. Nu rămas să menține cei care semnează lista de către președintele partidului? S-a explos, da? Știu că la februarie o provocare. Că tot ce ești, iar se exclude. Statutul și certificatul de înregistrare. Înseamnă că noi avem așa, statutul UFM, statutul 56 plus 2, total avem 59. Plus statut, plus certificatul de înregistrare. Da. 59.
Da, da. Haideți să fie. Pun semnătura aici sau trebuie cealaltă filă? Ridicați-o acolo. Aici pun data? Și jos, vă rog, aici numele pe numele și semnătura. Semnătura? Exemplarul 2 de semnă. Cum ar trebui să arate certificatul medical, este necesar să fie prezentat din amintele de familie un certificat medical. Deci nu este o formă? Nu este o formă, nu știu pentru a obține permis este formă, nu știu care, pentru bun, acum s-a exclus la studii, la instituții de învățământ era o formă, acum nu este nicio formă. Deci, pur și simplu, pur și simplu, sănătos. Da, în linii generale, date generale, despre starea de sănătate. Deci, nu trebuie careva analize, eu știu, careva, deci nu este necesar, da? Imediat colega aduce actul de predare primirii, care urmează oficial de către domnul președinte, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție până la 3 zile să examineze cererea dumneavoastră. Ulterior, în cazul examinării, în cazul când este înregistrație, eliberează listă de subscripție, legitimații, membrii grupului de inițiativă. Urmează să vă dăm 1000 de formulare de listă de subscripție. Asta ar însemna, dat în fapt pentru pe o foaie sunt 30 de semnături, asta ar fi pentru 30.000 de semnături. Cunoașteți care este plafonul minim 15.000, maxim 25.000. Eu cred că este mai mult decât suficient. Dacă o să aveți nevoie de formulare în limba rusă, îmi spuneți ca să știu cum se deci o să vă dăm în total 1000 de formulare. Îmi spuneți câte dintre ele să fie în rusă, câte am astăzi? Nu mai spun sau... Nu, dacă este posibil 50 la 50. 50 la 50. Bine, înseamnă că o să vă dăm 500, o să vă dăm în română, 500 o să vă dăm în rusă. Da. Întrebare. Da. După eventuală înregistrare, când o să fie hotărârea? Da. Exact în același moment îi permiteți să subscriți. Cum se votează?
imediat primiți listele de subscripții. Sau au găsit de dimineață pot tot să venim, da? Dacă suntem... Noi suntem gata să validăm în aceeași zi. Aha. Deja dumneavoastră cum doriți. Dat în fapt că dumneavoastră sunteți și conducătorul grupului de inițiativă, noi listele de subscripții le transmitem conducătorul grupului de inițiativă, respectiv să fie necesară și prezența... Prezența mea fizică? Da, da, și prezența dumneavoastră la ședință, ca imediat după ședință să vă liberăm listele de subscripții și de informații. Dacă mai sunt careva întrebări sau... Nu, dacă domnul Vireșu. Pe parcurs. Domnul Ciodorov are datele noastre de contact. Da, mulțumim. Domnul, v-am activat la vocale generale. Da. Tot ce aș dacă aveți câteva întrebări, să mă uitați pe frumos. Sunt specialiști foarte bine pregătiți și care cunosc legislația. Și încă un moment, noi pe site-ul Comisiei Electorale Centrale plasăm date de contact cu conducătorul grupului de inițiativă. Dacă ar fi posibil, dumneavoastră să indicați care date, nu avem nevoie de număr de telefon, adresă de e-mail. Haideți, eu să transmit. Mi transmiteți date de contact, ca după ce o să fie înregistrat grupul, noi le plasăm pe site-ul. Ok. Visei că în cazul în care presa sau în localități ne sună că vreți vorbească candidatul respectiv, se ia legătura cu conducătorul. Ok, eu până la sfârșitul zilei o să transmit toate datele. Asta o să fie necesar în momentul examinării. Okay. Noi vă mulțumim mult și mulțumim cu succes. Mulțumim foarte mult. Da. Reprezentanța mass media, bună ziua la toată lumea. Sunt aici alături de colegii mei, membrii Partidului Politic Șor, pentru a depune și am depus deja actele necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă, ca să mergem cât mai repede, desigur, după ce vom fi înregistrați în teritoriu, ca să colectăm semnăturile în susținerea mea în calitate de candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova. Aș vrea să mai spun că mulțumesc foarte mult echipei și după înaintarea mea de către echipa Partidului Politic Șor și liderul partidului în calitate de candidat, am primit foarte multe sute și chiar mii de mesaje de susținere, de încurajare, ceea ce mă face ca să merg ferm în această luptă și undeva îmi insuflă încredere și putere. Desigur că am avut, fiind conducătorul grupului de inițiativă, am avut deja câteva întrevederi cu membrii acestei echipe și i-am rugat foarte mult, am notat prioritățile în această campanie de colectare semnăturilor și i-am rugat foarte mult și o să discutăm și pe viitor. Le-am spus că prioritatea numărul 1 nu sunt semnăturile în susținerea candidatului, dar este sănătatea dumnealor personale și a celor de la care solicită semnăturile. Deoarece eu cred că nicio semnătură și nicio funcție în stat nu merită ca cineva să-și expună viața riscului. Mă refer la această perioadă pandemică. Sperăm că în curând vom fi înregistrați, vom porni la muncă și vom fi cu dumneavoastră permanent, într-un contact permanent. Vă vom informa despre acele rezultate sau acel mers al acestui exercițiu. Mizez foarte mult ca să avem o campanie curată, o campanie transparentă, sinceră, deschisă. Deja vom vedea cum se va primi, dar noi suntem încrezuți, fac parte dintr-o echipă puternică, o echipă care a demonstrat nu doar prin careva vorbe, dar prin lucruri concrete că are încrederea cetățenilor și sunt sigură că alături de această echipă care deja a testat multe inițiative cu care vom merge înainte, sunt sigură că vom reuși. De aceea vă doresc și dumneavoastră o zi frumoasă și un bun început în această campanie. Vă mulțumesc mult! Doamna Ivanov, dar cum vă explicați faptul că sunteți candidatul Partidului Șor în contextul în care aveți doar 3-4 luni de când ați aderat la formațiune? Ați știut despre asta, ați știut că veți fi înaintată la această funcție? Nu, desigur, nu am știut că voi fi înaintată. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor pentru că m-au înaintat. Este o decizie
colectivă, este decizia partidului și eu doar vreau să le spun că pentru mine personal este o responsabilitate enormă pornirea într-acest drum deloc ușor, dar având încrederea echipei, o să fac tot posibilul ca să nu dezamăgesc nici echipa și nici un alegător. Revenind la subiectul legat de pandemie, credeți că procesul va fi îngreunat din cauza COVID? Da, desigur, va fi îngreunat, deoarece trebuie să fim prudenți, trebuie să respectăm normele care sunt destul de clare până la moment. Eu cred că sănătatea în perioada aceasta este principală și de aceea și am spus că am rugat și membrii grupului de inițiativă ca prioritatea de bază să nu fie semnăturile, dar să fie sănătatea lor personală și a celor de la care vor solicita aceste semnături sau a persoanelor care, cu care vor fi în contact. Purtatul măștilor, dezinfectarea mâinilor și distanța socială, clar lucru, în măsura posibilității, o să ne străduim să respectăm deci, toate aceste reguli. Cu ce gânduri și priorități porniți în această campanie electorală? Vreau să spun că mergem cu priorități foarte bine stabilite, structurate de renașterea Republicii Moldova. Mergem cu indicatori pe care suntem siguri, spre care tindem și suntem siguri că îi vom realiza. Noi ne dorim o Moldovă curată, o Moldovă frumoasă, o Moldovă dezvoltată și având deja teste, să spunem așa, proiecte multe implementate acolo unde cetățenii ne-au dat votul de încredere și avem susținere totală. Dumneavoastră vedeți și cunoașteți probabil cum s-a transformat orașul Orhei și în general raionul Orhei în ultimii 5 ani de zile, în ce se transformă Taraclia acum într-o perlă a Sudului și multe alte localități unde cetățenii ne-au susținut. Eu cred că noi vom putea demonstra că am putea realiza proiecte frumoase pe întreg teritoriul țării. Desigur, ne dorim o Moldovă dezvoltată, cunoaștem cum trebuie de făcut acest lucru și eu personal, având o experiență de muncă în instituțiile statului de deja 31 de ani, parcurgând acea etapă de la inspector simplu, de la lucrător simplu într-o instituție a statului până la cele de ministru, președinte a 3 comisii parlamentare, având în spate o experiență în domeniul internațional, deoarece am deținut funcția de președinte a comisiei parlamentare pentru politică externă și integrare europeană, am fost președinte, copreședinte și membru a multiplelor organizații internaționale. Cred că această practică mi-a format deja acele abilități de președinte a Republicii Moldova. Ne dorim foarte mult, deci, ca să redăm instituției prezidențiale rolul atribuit de Constituția țării. Deoarece, după cum vedeți, dumneavoastră, că în ce s-a transformat cu părere de astăzi instituția prezidențială. Cunosc foarte bine atribuțiile președintelui și cred că alături de o echipă puternică, pornindu-ne pe acest drum bun, noi vom obține succese, deoarece credem în Moldova, credem în cetățenii Republicii Moldova, credem în copiii noștri, că ei trebuie să rămână acasă, să aibă un viitor prosper, credem în părinții noștri, că trebuie să aibă o viață mai bună și o atitudine mai grijulie, mai omenească din partea statului, credem în agricultorii noștri și noi credem că Moldova poate deveni un stat dezvoltat, noi credem că putem agricultura noastră să ne-o dezvoltăm, deci să nu ajungem în situația care suntem astăzi, că importăm fructe și legume fiind o țară agrară, deci trebuie să chibzuim foarte clar viziunile noastre strategice și să implementăm proiecte concrete aici, în Republica Moldova. Doamna Ivanova, ați spus că ați fost susținută și de liderul partidului Șor ca să fiți înaintată pentru această funcție. Spuneți-ne și nouă unde se află și de ce nu revine în țară? Deci, desigur, liderul partidului care are în spate nu doar careva promisiuni, dar proiecte concrete realizate deja. Deci este principala persoană care
care ne ghidează în această luptă politică, deoarece își dorește foarte mult ca experiența care deja a demonstrat-o în Orhei și în alte localități să se extindă pe întreaga țară. Suntem în contact direct cu domnul președinte și vom lucra și mai departe. Contact direct.